tot la Expoziția Națională a României am adus și câteva specii de gâște exotice, gâște sălbatice. În aceste imagini o gârliță mare, o femelă de gârliță mare, specie endemică, pasăre eclozată în captivitate, inelată corespunzător și operată. Sub nicio formă nu promovăm braconajul, mai ales la speciile endemice, deci sub nicio formă să ne înțelegem. Doar păsările eclozate în captivitate, deci o femelă de gârliță mare. Lângă ea o pereche de gâște indiene, Anser indicus, păsările care zboară la cea mai mare altitudine de pe glob, care traversează munții Himalaya pentru a ajunge în Tibet și Mongolia, acolo unde cuibăresc. Pereche reproducătoare care au depus ouă atât în 2019 cât și în 2018, s-au reprodus cu succes, au rezultat boboci, deci fertile. Și o pereche de gâște canadiene mari, Branta canadensis, de asemenea pereche reproducătoare, pereche care s-a reprodus cu succes în 2019, pereche tânără, au fost cumpărate ca și boboci și s-au reprodus la mine.